Laura Codruța Chioveși va fi delegată la parchetul general și nu la DIICOT Sibiu, așa cum anunțase inițial. Cel care a luat această decizie este Augustin Lazăr, procurorul general al României. În tot acest timp, președintele României a avut prima reacție legată de demiterea Laurei Codruța Chioveși din fruntea DNA. Niciun moment nu a fost pentru mine o opțiune să nu respect Constituția și statul de drept, a spus Iohannis, aflat la Bruxelles la summitul NATO. Procurorul general al României a delegat-o pe Laura Codruța Chioveși în funcția de procuror la Serviciul de Îndrumare și Control din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, chiar de astăzi. Asta după ce în cursul dimineții a anunțat că Laura Codruța Chioveși va fi procuror la DIICOT Sibiu. Procurorii sunt îngrijorați în legătură cu situația care s-a generat. Dar această îngrijorare nu îi împiedică să își îndeplinească în continuare cu fermitate rolul pe care îl au pentru apărarea ordinii de drept, rolul lor constituțional. Procurorul general a mai declarat și că viitorul procuror șef al DNA va avea o misiune sensibilă, dar a infirmat și zvonurile conform cărora Laura Codruța Chioveși ar fi urmat să-i fie consilier. Aflat la Bruxelles pentru summitul NATO, Klaus Iohannis a vorbit și despre revocarea Laurei Codruța Chioveși. Președintele a spus că are încredere deplină în activitatea procurorilor DNA. Eu respect statul de drept, respect Constituția și aceste lucruri nu le spun de complezență sau de slogan. Eu îmi doresc pentru România o întărire a statului de drept, o întărire a democrației. Nici într-un moment nu a fost opțiune pentru mine să nu respect Constituția, să nu respect statul de drept.